Sărut mâinile doamnelor și domnișoarelor, bună ziua domnilor! Sunt Geo Moroșanu și am plăcerea să vă prezint o nouă ediție a emisiunii Ședința de Judecată la Monitor TV și Radio 1 Piatra Neamț. Invitatul nostru de astăzi este marele nostru prieten și doctor Dan Vlad Filimon. De altfel, este o reluare sau o ediție, o serie a doua a emisiunii, pentru că discuția cu dânsul la prima emisiune a fost atât de amplă, biografia dumnealui este atât de amplă și interesantă, încât de-abia cred că am parcurs jumătate din prezentarea personală și am deviat la câteva idei. Bună ziua, domnul doctor, în primul rând. Bună ziua, bine v-am găsit. În emoția și tulburarea prietenească de cap a primei emisiuni, am uitat un lucru esențial pentru care e în tradiția emisiunilor noastre, surpriză și pentru domnul doctor, nu și pentru telespectatori, la fiecare ghici emisiune. Noi, prin tradiție, oferim doamnelor o floare. Au trecut câteva doamne pe aici, iar domnilor, ceva drăguț din partea noastră, care este o sticluță de vin streșinică făcută de noi la Podoleni. E o istorie întreagă prinsă chiar pe eticheta respectivă și poartă amprenta Asociației Mica Europa. Ar trebui să vă spună ceva, domnul doctor, această titulatură. Poftiți. Mica Europa? Da. Da, Mica Europa îmi spune multe lucruri care țin de debutul relației noastre personale. Exact. Era imediat după evenimentele din decembrie. Putem să o întoarcem și spre cameră eticheta, să-i deși s-a mai văzut aici această așa. Reclamă, da. Da. Imediat după evenimentele din decembrie, celebrele evenimente. Așa. Și noi eram eroi lumii primiți ca atare inclusiv prin străinătăți. Da. Așa? Da, 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 da. Și la a doua vizită pe care au făcut-o cu un anumit convoi cu ajutoare pentru stațiunea Bălțătești, în care donatorii erau cetățeni alsacieni, francezi, dar din regiunea Alsaciei. Ei fac mare diferență între alzacieni și cei de la anterior. Noi știm asta. Da, așa? Bineînțeles. Atunci am avut prilejul să ne cunoaștem și condițiile ca să ne împrietenim, pentru că am avut de făcut o serie de întâlniri, de discuții cu gazdele noastre din Franța, fiecare dintre noi, când am ajuns în Alsacia, am fost distribuiți unor găzduiți familii. Da. Care ne-au primit, ne-au găzduit cu extraordinar de caldă prietenie, ca și cum ne-am fi cunoscut de mai de mult și nu atunci. A fost emoționantă întâlnirea aceasta cu lumea franceză din Alsacia. Mi-aduc aminte bine da. De treaba asta. Urmarea, că n-ai finalizat-o, dar o finalizez eu într-un fel, apropo de sticluța noastră, este constituirea acelei... Mai întâi a fost chiar o firmă comercială, cică, Mica Europa, care n-a dat mari rezultate, nu eram noi cei mai talentați la afaceri, după care am făcut această asociație, Mica Europa, în ideea relațiilor cu Franța, în principal. Și a rămas puțin în amorțire, dar, iată, după zeci de ani, a început să miște. Am făcut, nu vin... Nu asta e principalul, ci o editură cu cărți și mai avem un proiect multe altele la care sper că vom colabora, inclusiv extinzând Mica Europa nu numai în Franța, ci și în Germania, poate va veni vorba despre experiența ta germană, și în alte țări, pentru că Europa s-a umplut, ba chiar și lumea, de români, care ar putea duce aceste idei mai departe și să facem ceva frumos împreună. Iar asociația noastră va mai veni vorba despre ea. Acum, aș suplimenta informația pe care ai prezentat-o, amintind că au fost numeroase interviuri pe care, în principal, le-ai dat
anumitor publicații alsaciene. Da, și foarte interesante comentariile care au fost făcute cu prilejul interviurilor și interesul cu care au fost primite. Mi-aduc aminte că inclusiv o comunitate creștină, nu știu exact ce fel de nuanță creștină era acolo, probabil protestantă, prilej cu care ai fost invitat să povestești, fiind cel mai bun vorbitor de franceză din tot grupul, să povestești despre o serie de aspecte culturale românești. Mulțumesc și, că nu... Și în biserica respectivă ai fost aplaudat de câteva ori la scenă deschisă datorită surprinzătoarelor formulări a unor idei care clarificau probleme din cultura românească cu care alsacienii nu erau deloc obișnuiți. Mulțumesc frumos, mă simt puțin nepotrivit în această apreciere, că nu de eu ce? Sunt invitatul care trebuie să fiu ridicat în slăvi aici, dar, apropo de acea invitație la Biserica Protestantă, evident că o țin minte cu plăcere și franceza aia superbă pe care o vorbeam eu nu era chiar așa. Mulțumesc pentru apreciere. O noapte întreagă am scris acel discurs de o pagină, chinuindu-mă să-l aduc la o formă și să și placă. Le-am arătat și dimineață la gazdele noastre, l-au cenzurat un pic și am vorbit de pe foaie, pentru că totuși aveam emoții, nu ca acum. Dar nu prea te-ai uitat pe foaie. Ai uitat. Se pare că învățasem pe de rost. Cred că ai pregătit foaia, dar cât nu prea ți-a fost necesară. Eu cam știam pe de rost la cât am muncit la ea. Și într-adevăr a fost apreciat, a fost interesant, dar și mai interesant sau altceva interesant tot în episodul acesta este comparația între activitatea acelei biserici, nici nu știam eu care e diferența, protestant, catolic sau ce fel, și biserica noastră, care nu sunt, o să vină vorba, eu mare specialist în problemele astea, mi-a plăcut cum acționează ei, cum lucrează, cum colaborează. Slujba aceea a lor a ținut poate o oră cu tot cu cuvântarea superbă a mea. Preoteasa era cu chitara în gât și cu un cor de copii care se prezentau, se produceau acolo, după care slujba a fost cât a fost, la mes, cum zic ei, după care lumea s-a adunat într-o săliță acolo, damele din Erstein și cu oficialități, cine mai era, punând la cale tot felul de activități de binefacere, lucrau la tot felul de chestii, chiar duminică fiind, ei erau cam tot la treabă. Și asta mi-a dat mie de gândit și de sugerat nouă celor de aici, inclusiv prelaților noștri, nu știu dacă pot să-i numesc așa. Deci, oricum a fost o experiență, una peste alta. Dar revenim la cariera doctorului sau ce mai povestim? Păi, da, noi suntem niște entități care interacționează. Exact. Nici o persoană umană, nici o persoană umană e un oximoron. Nici un om nu poate trăi în afara unei colectivități umane. Bineînțeles, bineînțeles. Ca să nu mai discutăm de faptul că nu poate apare și nimeni decât dintr-o colaborare fericită între persoane de sexe diferite, complementare, și nu? Și unor relații. Apropo care de actualitatea LGBT. Nu o fi. E un subiect pe care... Nu propun să-l dezvoltăm. Nu. Doar am precizat o chestiune biologică. În fine, eu mi-amintesc, adică încerc să reiau de la ultima noastră, prima, nu ultima, discuție, de la emisiunea trecută, rămăsesem cu CV-ul povestind de tine, probabil că am pe la jumătate. Am trecut pe la Săvinești, am ajuns la Bălțătești. Am ajuns la Bălțătești. Nu, dar nu mi-aduc aminte să fi povestit nimic despre Bălțătești. Nu povestit, dar așa sugerez eu o poveste imediat, dacă vrei și vrei să o reluăm. Apropo de cartea pe care tot o pregătesc eu, discuțiile dintre noi înregistrate acum mulți ani, mi-ai povestit la un moment dat o chestie foarte drăguță, cum erai la Bălțătești. Nu știu dacă erai medic începător sau nu erai pe
pe profet, pe felie, pe domeniul respectiv, că a avut o problemă cu o persoană care stătea să nască acolo și nu era specialist și tu te-ai străduit și ai dus-o la capăt, dar cu niște dificultăți de nespecialist pe felie. Ți-amintești discuția? Da, adică povestea. Discuția, da. E foarte interesant. E interesant. În anul 6, în anul în care eu absolveam Facultatea de Medicină, a fost organizat de Ministerul Sănătății și al Învățământului ca examenul pentru a deveni medic intern. E un grad, cum să zic, destul de debut în meserie. Deci termin facultatea și... Asta devii la început de carieră sau ești deja? Da, dacă e examenul și rămâi la catedră, la una din catedrele la care ai fost examinat. Și întrucât aveam scutire de la tot felul de lucrări practice, m-am ocupat cu redactarea lucrării de diplomă și n-am participat la lucrările practice din maternitatea Acuza din Iași. Deci eu nu văzusem niciodată o naștere. În schimb, examenul l-am luat pentru că a contat mai mult faptul că am avut o consistență normală a discursului la examenul obiectului respectiv. Și iată că viața m-a pus într-o situație la care nu m-am așteptat și nu reușeam să-mi aduc aminte foarte bine fazele conform cărora decurge o naștere. Și am început să-mi fac reproșuri. Normal, în gând, în gândul meu. Și alergam între camera de gardă unde se năștea și cabinetul meu unde aveam o carte da, care se ocupa de obstetrică. Și copilul putea aștepta studiile astea? Păi nu se expulzează așa cum iese glonțul dintr-un pistol. Sunt zeci de minute, câteodată ore întregi. O replică mai degajată, da. Așa că am avut timp să rememorez fazele astea și pas cu pas să fac ceea ce trebuia să fac în timpul actului respectiv. Terminam faza, fugeam înapoi în cabinet, mă uitam în carte, ce înseamnă să ai o bibliotecă bună la îndemână. Evident, evident. Poți să ieși din foarte multe dificultăți. Iar a citi într-o carte e mult mai simplu decât pe un display de telefon. Da? Da, sigur că da. Și uite așa am reușit să rezolv problema, nu fără să-i rămân dator și asistentei care era și ea de gardă împreună cu mine și care avea o experiență de câțiva zeci de ani în asistarea procesului. Așa, deci avea chiar pe felie, ca să zic așa, da, practică. Da, dar eu nu vreau să vadă că eu trebuie să mă duc să-mi reamintesc. Așa că viteza cu care mișcam între camera de gardă și cabinetul meu era, știu eu, surprinzător de da. Rapidă. Mi-a rămas în memorie această fază, pentru că am și eu, de exemplu, ca jurist, chestii asemănătoare, nu la fel, dar asemănătoare. La primul meu proces, eram jurist la CAP, poate ai auzit, celebrii juriști, juriști la CAP, erau tratați ca ultimii juriști, erau și ei pe acolo. Las că unii au ajuns și prin CSM și în alte foruri, chiar juriști la CAP fiind, eu nu mai contează, dar la primul meu proces aveam de făcut o întâmpinare într-un proces oarecare la vreo 4 CAP-uri. Era asupra iernii și am alergat la fiecare din CAP-uri să iau datele, să mă chinu eu și în 2-3 zile am făcut acea întâmpinare și când am ajuns la tribunal cu toți cei 17 colegi, când toți aveam procesul respectiv, fiecare pentru CAP-ul lui, am povestit sau aflând colegii mei
cum am muncit, a zis, bă, dar fraier ai fost, noi am venit să cerem un termen, ce te-ai chinuit, ce, care e problema? Ai timp, îți dă o lună jumate termen și îți faci întâmpinări câte vrei. E, asta e chestia începătorului. Așa că, exact, toate avem. Dar ziceai că am ajuns și n-am ajuns sau n-am trecut de Bălțătești, ce mai e de povestit de acolo? Activitatea mea de la Bălțătești a fost o activitate prodigioasă care s-a soldat cu foarte multe succese. Bineînțeles și cu inerentele neînțelegeri cu instituția de care ținea Bălțăteștiul în vremea aceea. Acum parcă e cumva preluată de armată, atunci cum era? Cine, care era instituția? Era autoritatea asta care se ocupă cu distribuirea apei potabile în oraș. Deci nu, nu... Gospodărie comunală. Nu era un for medical. Nu, nu era un for medical. Și din cauza asta existau două persoane pe funcție de responsabil, de directori. Director medical pe probleme medicale și un administrator care avea grijă de câți cartofi sunt în pivniță și așa mai departe. Deci cu dulii de becuri, cu... Dar în mare era un stabiliment de sănătate, înțeleg, nu știu eu să-l denumesc. E adevărat, dar asta a fost organizarea care... a fost făcută și... Așa, și? Și... Așa. Activitatea a fost prodigioasă. Nu vreau să fie luată ca laudă partea asta a discuției, dar la Bălțătești am organizat o nouă bază de tratament. În această bază de tratament renovată cu ajutorul celor de la uzina din Săvinești și cu ajutorul celor de la Consiliul Județean din epocă. Deci și atunci și acolo toți se vine, știu, sponsoriza sau ajuta financiar, probabil. Da, da. Păi eu și lucrasem la Săvinești. Tocmai că știu asta. Așa, și cunoșteam persoanele de acolo care, în momentul în care eu am început activitatea în Bălțătești, persoana respectivă a venit și mi s-au adresat în calitate de pacienți. Da, paranteză, cei de la Săvinești nu s-au supărat când ai plecat de la ei? Nu, pentru că a fost perioada de stagiatură în care eram obligat să stau minim 2-3 ani. Da. Și nu mai mult. Și era dreptul meu legal să mă duc să dau examenul și să încep faza de celor 3 ani de rezidențiat, cum se cheamă astăzi. Pe vremea mea se numea specializare medicală. Da. Da. Și cunoscându-ne atât de bine, cumva s-a instalat relații de prietenie între noi și discutând despre ce anume intenționez să fac în bază de tratament de la Săvinești, s-a trecut la elaborarea unui material între Direcția Sanitară Neamț și CFS Săvinești, în baza căruia s-au stabilit elementele de activitate, cu cercetare, cu implementarea în practică a ceea ce se dovedea eficient în terapia pe care o propusesem și între, ca să o iau pe scurtătură, între cele propuse a fost crearea și darea în folosință a unui modul de terapie a parodontopatie. Stomatologii știu despre ce este vorba, pentru că sunt două nuanțe ale expresiei. Se confundă foarte des în lumea nespecialiștilor procesul patologic numit parodontopatie cu cel de parodontoză. Ei, parodontopatia nu este nimic altceva decât expresia bucală a unei suferințe cronice, de obicei a unor hepatite cronice sau unor tiroidite cu mecanism autoimun, cum ar fi Hashimoto, și multe alte aspecte de tip autoimun. Ei, modulul acesta a avut un succes extraordinar. Săvineștiul ne-a ajutat să facem toate dispozitivele de care am avut nevoie pentru atacarea acestei probleme. Ea a fost
atât de interesantă, încât cei de la securitate desemnaseră niște echipe, bineînțeles nu veneau îmbrăcați în uniforme, care să urmărească modul în care se comportă pacienții care proveneau din străinătate și făceau tratament la Bălțătești. Pentru că spuneau ei, și e măgulitor să amintesc treaba, spuneau ei că procedura e atât de interesantă și și provoacă un mare interes, încât unii dintre ei ar fi cei care au venit efectiv ca să vadă ce anume acum folosim noi. Adică s-au dat bolnavi ca să vină să spioneze, să înțeleg? Așa au spus ei, eu nu i-am depistat. Da, era o bănuială, da. Așa. Dar probabil că erau și niște, cum să zic, nu detașez niște salariați, fie ei chiar și ai fostei securități și îi plătești ca să stea pe la Bălțătești. Da. Nu? Mă rog, era o misiune interesantă. Iar apropo de, da, de pe uniformă... Eu am constatat că erau niște o noutate în ceea ce privește pacientura din străinătate. Cei care veneau foarte des erau foștii cetățeni români care renunțase la cetățenia română și deveniseră cetățeni izraelieni și s-au mutat acolo. Da. Ei veneau și se tratau la mine, bine, la Bălțătești. Bine, dar apropo de uniformă... După faza asta au început să vină și din Franța, dar mai ales foarte mulți belgieni. În așa fel încât un angajat al ambasadei belgiene de la București a venit imediat în primele zile a lui ianuarie să facem un contract în care, în baza căruia să primim pacienți din Belgia la tratament, mai ales a suferințelor de tip parodontopatic. Foarte interesant. Da. Din păcate, tot în ianuarie au început să fie furate piese din instalațiile pe care le făcuseră cei de la Săvinești, inclusiv niște sisteme speciale de a produce nebulozitate pentru terapia celor cu astm bronșic, cu bronșite cronice, cu suferințe de tip respirator, instalațiile pentru terapia bolilor cronice ginecologice. Au fost foarte multe aplicații pe care le-am putut realiza la Bălțătești cu aparatură produsă de cei de la Săvinești, dar și cu resursele naturale. Am descoperit valențele terapeutice ale nămolului și le-am aplicat. Există nămol în zonă, în Bălțătești, sau adus de undeva? Da, există nămol. Acest nămol provine din scurgerea apelor sărate de pe versanții reliefului înconjurător, Bălțătești fiind situat în cea mai declivă zonă a dealurilor respective, și curenții respectiv de apă care spălau zonele cu sare aduceau și argile. Da. Iar argilele sunt niște compuși care conțin o sumedenie de minerale extrem de importante și utile în tratamentul afecțiunilor neurologice cronice, a bolilor reumatismale cronice, a bolilor ginecologice cronice și așa mai departe. Dar din câte am constatat, din aceste lucruri nu se mai păstrează, cred că nu greșesc deloc dacă spun că nimic. Trecând în urmă cu vreo 2 anișori prin Bălțătești, am văzut în capătul pavilionului unde se efectua tratamentul, tratamentele, așa, un panou de tablă pe care erau scrise niște inadvertențe grave în maniera în care discutau comuniștii despre faptul că regimul burghezo-moșieresc care preceda instalarea comunismului în România
un text foarte interesant, cum că stațiunea Bălțătești s-a distrus în perioada comunistă. Da, că mijloacele de tratament, de terapie erau învechite, erau proaste, erau și așa mai departe, lăudându-se că ei, respectiv cei de la armată, că ei au devenit utilizatori ai stațiunii, au adus niște aparate noi și așa mai departe, a căror eficiență este mai mult decât discutabilă. Cei care fac fizioterapie, electrofizioterapie, știu despre ce este vorba. Da, deci și politică și... Da, domnule, dar cum poți să minți în halul ăsta? Când făcusem atâtea, adusesem atâtea noutăți, funcționase câțiva ani buni în sensul ăsta. Mi-aduc aminte că la ordinul ministrului Sănătății Burghele, în epoca cenaclului Flacăr al lui Păunescu, am primit dispoziție să însoțesc cenaclu ca să-l pot trata pe Păunescu, care zicea că este epuizat de câțiva ani de zile de lucru și că nu, și că vrea să-și ia un concediu să se odihnească. Și a zis, nu poți. Ceaușescu i-a zis, nu poți, domnule, să pleci acum. Erau câțiva ani buni, vreo 10 ani înainte de Revoluție. Pentru că este nevoie de ceea ce faci tu cu cenaclu. Să nu întrerupă. Da. Și bineînțeles că l-am însoțit și l-am menținut în stare de funcționare. În momentul în care am ajuns cu el însoțind cenaclu la Piatra Neamț, bineînțeles că așa cum era în toate județele pe unde trecuse, era invitat de activul de partid de la vârf. Așa că Maria Gheorghe, care era prim secretarul județului, cunoaște. Așa, l-a invitat și a zis, domnule, eu vin cu omul pe care, mă rog, care provine de aici și astfel am ajuns la întâlnirea cu dumneaei și Păunescu a zis, vă rog să-i dați tot sprijinul. Rugămintea lui era ordin. Tot sprijinul pentru era că... Era puternică rugămintea lui și știu asta. Da, da. În multe domenii și multe cazuri și situații. Sau în toate. Cetișor. În timpul acestei relatări mi-au venit două întrebări, sper să nu le uit. Că eu prefer să am mai câte una, dar prima, acea pancartă lozincă comunistă, proletcultistă sau cum ai fost ea, în ce an este? Ia, cu 2 ani era. Deci, acum, deci în noastră, regimul de democrație din România, democrație originală, te rog să mă iert. Discuție originală și cam pierdută cu firea, dusă de-a dura. Am expresii pe care nu le pot folosi permanent și oriunde. Asta una. A doua, în același ton, până la urmă, vorbeai de sprijinul marii unități de la Săvinești. Da. Când ai trecut ultima dată pe acolo? Ultima dată am trecut după ce s-a instalat o secție a fabricii de vopsele și numită Chiober. Deci eu am organizat primul dispensar de întreprindere al acestei întreprinderi. Știu relația aceea, că mi-ai făcut și mie o relație acolo, frumos a fost, scurt, așa, și? Și eu i-am sugerat, zic, aici la Turturești e dificil să nu poluiesc, pentru că e chimie, industrie chimică, zic, și eu fiind, am fost medic de întreprindere în stagiatură la Săvinești și îți recomand să te muți acolo cu secțiile cele mai toxice, pentru că există o stație de epurare a apei industriale. Există instalații care... antipoluare de-a gata cumva acolo. Da, exact. Prin tradiția acelei uzine. S-a mutat, m-am dus să văd care este situația de câteva ori. Cu ocazia asta am trecut și pe la refil, că îi cunoșteam și pe ăștia de mai multă vreme.
Și atunci am văzut că arăta așa ca cam cum arăta clădirea aceea care a rămas undeva în Hiroshima după exploziile atomice, așa un schelet de fiare vechi. Credeam că trebuie să precizez sensul întrebării. Se pare că l-ai prins și aici nu a fost cazul. Am învățat lecția asta de la Matale. Aș fi preferat să aud că n-ai mai trecut să-ți spun nici să nu te duci. Eu am lucrat și eu 2 ani acolo, după cum am lucrat și 2 ani la CPL și în alte părți nu mă mai laud, dar și să vinești tu și CPL-ul sunt de un aspect atât de dezolant încât ce să spun? Vreau să spun că știu și cunosc bine și CPL-ul pentru că mi-am comandat niște mobile, sigur, cu domnul director, cu fermuș, cu chestii de astea, deci cu pile, așa, și mergeam plin, avea un export. Eu eram expeditor la PAL. Da? Deci nu mint, așa e? Nu, mobila. Așa. Iar să vinești tu de asemenea, mi-aduc aminte că lucra un expert în relații externe comerciale angajat al uzinei de la Săvinești, Adrian Rublinski, care era mai tot timpul plecat pentru că făcea contracte și rezolva probleme de export. Deci nu știam originea săvineșteană ca profesia domnului Rublinski, cu care am colaborat mai încolo. Pentru că tot firea a făcut și el undeva, nu știu ce mai face acum, dar a făcut. În altă parte. Deci, și iar de la CPL, la fel, un șef al secției de mobilă, de la care ai cumpărat tu, are fabrica lui acum. Deci s-a desprins câte ceva. Dar de ce n-ar fi rămas acele instalații atât de mari și de bine organizată până la urmă muncă acolo și toate alea. Care dădeau foarte mare eficiență pentru că finisajul și mă rog, tehnologia și calitatea produsului finit era deosebit de bună. Mi-au aminte am cunoscut, mi-au trebuit niște scaune pentru sufragerie și făceau export în Uniunea Sovietică o fabrică de mobilă de la Târgu Neamț. Doamne, vreau să spun că sunt de o soliditate scaunele acelea, care iată au acum vreo 50 de ani, parcă sunt noi. Erau făcute la comandă rusească, pe stil rusesc. Da, pe stil rusesc. Și bine făcute, ca și mașinile, crazurile pe care le-am condus eu. Iarăși ajung la biografia mea, dar să trecem. La biografia ta personală avem niște probe, niște chestii drăguțe care ar trebui și vreau să le discutăm, dar nu știu cum ne hotărâm. Avem pe masă niște diplome, le avem și în computer. De exemplu, eu am aici diplomă de excelență, excelență diploma, care este cu ce... Diplome de excelență am mai multe, pentru că acestea sunt... Asta e prima la mine. Sunt acordate de îndeopște pentru contribuții pe care le-ai adus într-un anumit domeniu. Aici este vorba de contribuția notabilă la dezvoltarea domeniului medicinii integrative, al medicinei complementare alternative, al acupuncturii și așa mai departe. Văd aici Universitatea Titu Maiorescu, Nantet. Da, din partea Universității Titu Maiorescu a fost... Ceea ce știu eu și sau întreb sau să discutăm, spre deosebire de lumea juriștilor în care am activat și încă mai activez eu, medicii au doctorii, cum spunem noi popular, au foarte multe activități de conferințe, congrese, da. Ceea ce la juriști nu prea se practică, mult mai puțin. E adevărat, dar din ce am observat eu și mai ales am cunoscut în discuțiile care au avut loc între noi de-a lungul timpului, un pachet de legi nu se modifică de la un moment la altul. Da. În moment înseamnă în câteva săptămâni sau luni. În timp ce în medicină, datorită modului în care funcționează această știință, apar tot timpul noutăți.
Și fiecare dintre medici este pus într-o situație notabilă și anume aceea de a comunica beneficiile pe care le antrenează aplicarea unei terapii propuse de fiecare, descoperirea anumitor funcții fiziologice, identificarea unor marcări care te ajută la stabilirea unui diagnostic și așa mai departe. Publicațiile sunt atât de numeroase încât nimeni nu le poate parcurge pe toate nici măcar într-o viață. Pentru că eu am publicat astăzi și după 3-4 luni observ aplicarea în practică a unei metode propuse de mine și publicarea rezultatelor obținute. Fie la ce s-au așteptat și n-au reușit să obțină. Deci comunicările astea le facem și le discutăm în întâlniri de tipul simpozioanelor, congreselor, ședințelor a structurilor medicale locale și așa mai departe. Foarte interesant. Ceea ce constat eu, apropo de subiectul acesta, și apreciez foarte mult la medici, am repetat-o și probabil că o să mai repet, discursul foarte elaborat și profesional și uman pe care îl au medicii. Și asta, acum deduc eu, vine și din exercițiul acesta al întâlnirilor, al congreselor, acolo te duci și trebuie să susții niște idei într-o formă elaborată și științifică, acolo primești niște idei în forme elaborate științific de alții și de aici se creează această, până la urmă, nu știu să-i zic, chiar un talent, o obișnuință de a avea acest discurs uman și profesional deosebit. Da, așa este și de obicei sunt invitate la astfel de întâlniri mari autorități. Mi-aduc aminte că la filiala Academiei Medicale din Iași, cel puțin de 3-4 ori pe an, era invitat o celebritate română, Basarab Nicolescu, profesor de fizică și filozofie la École Normale de Paris. Un nume mare pe care îl știu bine, dar nu în detaliu, dar nu e din lumea medicală. Ce este el? Sau nu e neapărat? Filozof și fizician. Dar el s-a ocupat de dezvoltarea unor idei foarte interesante pe care le-a emis alt român, care a fost la rândul lui un universitar celebru în Paris. În momentul în care vrei să te faci înțeles, ești obligat să folosești noțiuni riguros, corect, definite. Pentru că eu urmăresc să înțeleg exact ce vreau eu să-ți comunic. Nu ceva care apare stompat datorită faptului că poate avea mai multe nuanțe și înțelesuri aceeași expresie. Aici e momentul să apreciez eu și claritatea, expresivitatea și inteligibilitatea discursului medical pentru nespecialiști. Da. Foarte important că totuși omul din fața ta să înțeleagă ce îi spui, fie și într-un domeniu atât de științific. Da, fără să fie dus în eroare. Exact. Nu? Foarte interesant. Adică, de exemplu, în limba română sunt foarte multe nuanțe ale aceluiași cuvânt, nu? Să zicem căldură. Da. Da, e căldură de la calorifere, e căldură, căldură umană, e căldură de la soare, e căldură care ia naștere prin oxidare, oxidările din corpurile vii, la asta mă refer, care măresc entropia sistemului respectiv și așa mai departe. Deci, trebuie să spun clar la ce fel de căldură mă refer. Din cauza asta este foarte apreciată limba germană atunci când este folosită pentru a exprima idei filozofice. Este foarte exactă. Pentru că un cuvânt în limba germană, în general, nu absolut în toate, definește fix același lucru. De exemplu, este una să spui că eu merg cu mașina în limba română și cu totul altceva să spui în limba germană. În germană este ich fahre, adică eu șofez, ca să zic așa, și ich gehe, eu merg. Da, deci, în română se confundă. Da, și Constantin Noica tocmai asta spunea,
îi spunea unei asistente la filozofie de la Cluj, cu care s-a întâmplat să ne întâlnim la el acasă, la Păltiniș. A venit, s-a prezentat că ea este asistent universitar la Facultatea de Filozofie din Cluj. Bineînțeles că noi cam mustăcea când auzea cum se exprima ea referitor la un fel de curriculum vitae personal al ei. Așa, și zicea, ce ar trebui să studiez, domnule profesor? La care tipul zice, domnișoară, în primul rând trebuie să știi greaca veche și germana modernă, pentru a înțelege ceea ce înseamnă fiecare propoziție a autorului la care ne referim. Fie el Schopenhauer, fie Platon. Noi, ca în mod cert, știa greaca veche, era și de expresie greaca germană. Greaca, latina, franceza, germană. Deci era și de expresie, de formație germană, ca zic așa, adică stăpânea. Uh-huh. Evident că altfel... Da. Avea un umor extraordinar. Cum să zic, în dialogul cu el, dacă ești atent, simți acolo unde urmează să te corectezi, dar simți și acolo unde ideea ta e valabilă. Înțeleg că avea și mici ace, că era imposibil să nu înțepe un pic pe domnișoara. Înțepa, și pe alții. Dar avea o delicatețe care te putea duce în eroare, adică tu puteai să crezi ca un fleț că ești genial. Așa, și încolo, de fapt, îți arăta greșelile din sistemul tău de gândire. Eram să spun că nu știu dacă merge comparația, adică ca durere, ca lipsa durerii, dar altfel efectul era, iată câte discuții se pot face pentru o, să zic o vorbă așa, o simplă diplomă, că acolo avem pe masă și altele, cred că mai de greutate ca asta. Schimbăm puțin. Deci, iată, asta da, discuție, diplomă de doctor. Da, este o diplomă pe care am obținut-o pentru lucrarea de doctorat pe care am publicat-o prin 2012. Și se referă la modul în care funcționează organismele vii atunci când li se aplică intervenții de tip acupunctură. Este aici titulatura exactă a lucrării sau mi-o spui acum? Nu știu dacă e scrisă. Nu cred că e scrisă. Deci care e titulatura? Contribuții la cunoașterea modului de acțiune al terapiei acupunctice. Spre jena mea, deși noi doi discutăm de niște zeci de ani, despre calitatea și lucrarea de calitatea de doctor și lucrarea ta de doctor, n-am discutat nimic. Și vreau acum detalii. Cercetarea în domeniul substratului morfofuncțional al acupuncturii, eu am început-o de mult, de când am învățat acupunctură, pentru că mulți ani am făcut referire la această situație. Am lucrat în cadrul laboratorului de cercetare în domeniul medicinii tradiționale chineze, condus de dr. Ion Florin Dumitrescu, care este persoana de la care am învățat eu acupunctură, urmând după aceea în cadrul schimburilor culturale științifice România-China instrucții de la făcută la Beijing. În laboratorul respectiv era o dotare de excepție care se datora... Unde era asta? N-am fost eu atent. Pe strada Dumbrava Roșie, numărul 18. Centrul de biotehnologii se numea în epoca. Interesant. Așa, da. Și? Deci, Ion Florin Dumitrescu era șeful tuturor structurilor de sănătate din chimie, așa cum am amintit în materialul precedent pe care l-am discutat. Dotarea aceasta excepțională a acelui laborator s-a datorat farmecului său personal.
Și vreau să comunic treaba asta. Merită. Fiind angajat al Ministerului Chimiei, totul depindea de Elena Ceaușescu. Elena Ceaușescu era îndrăgostită, lulea, de Florin Dumitrescu, un bărbat înalt, zvelt, cu mustață neagră, cu părul negru și așa mai eu departe. Eu știam despre altă dragoste, probabil că am rămas un pic în urmă. Care dragoste? Nu, nu în mod concret, dar nu, nu acest personaj. Nu, no, păi da, contează că Florin Dumitrescu a știut ce trebuie să ceară ca să aibă o rațiune totuși în relația lor. Eu am vrut să spun că acea persoană, doamnă tovarăș, a avut mai multe dragoste, dar trecem peste asta. Am auzit, da, și de bine, un ministru pe la internet. N-am verificat nimic. Da, și... da, mă rog. Bănuiesc că a fost cam platonică asta pe care... Ceva, cert este că frumos. Tot ce și-a dorit să fie importat, Madame Ceaușescu i-a aprobat, în condițiile în care de obicei nu aproba nimic. Uh-huh. Da. De exemplu, nici Cacodoi nu... Cacodoi. Știu. Da. Ca să funcționeze laboratoarele era nevoie de reactiv. Mulți dintre ei trebuiau să fie importați și se tocmea ca la piață ca să trimită, să importe cât mai puțin, cantități cât mai mici. Asta era epoca. Da. Așa. Deci, în condițiile astea de lucru am putut să încep studiile care s-au soldat până la urmă cu identificarea substratului morfofuncțional de care depinde acupunctura. Acesta fiind țesutul conjunctiv. Da. Deci țesut lucrarea, interstițial, de fapt. Lucrarea de doctor datează din 2012 sau atunci s-a emis această diplomă, da? Prin 2012 am susținut lucrarea, am primit magna cum laude și eu, am devenit doctor. E o discuție, o mică diferențiere sau disociere care se face și nu prea între cuvântul doctor, care înseamnă în limbaj popular medic, și în particular înseamnă doctor în diverse științe ca și în medicină. E o mică problema să aici. Punem felul următor. Deci, doctor ești din facultate doctor medic. Da. Dar aici se pretează la confuzie, pentru asta că în momentul în care îți dai doctoratul, devii doctor în medicină sau doctor în științe medicale. Adică devii doctor-doctor, cum ar veni. Doctor-doctor, da. Înainte erai doctor simplu. Există, ar trebui să existe o diferențiere, nu știu, pe parafă, pe, în există. Sensul acesta. Da, există, sigur că da. Care ar fi regula? De doctor medic, numele și pronumele, specialitatea pe care o ai și un număr de cod. Deci, medic a, nu știu de care, internist. Doctor cu tare, dacă e doctor, dacă nu, medic și atât. Da? Doctor medic. Ok. Ce mai vedem? Păi, vă stau la dispoziție. Către Societatea Română de Acupunctură, Institutul Sănătății, nu știu ce este acest document. Urmare solicitării dumneavoastră, vă face cunoscut că s-a aprobat de conducerea Ministerului acreditarea ca lectori pentru Programul Național de Pregătire în Acupunctură și eliberarea atestatului de studii complementare în acupunctură pentru următorii profesor doctor numărul, Litarcek, numărul 3, mare anestezist, Filip. O celebritate europeană, da. După cum se vede, medic primar ATI, profesor doctor Ionescu Târgoviște, care era șeful secției de diabetologie la Cantacuzino, Spitalul Cantacuzino din București, și mai modest, pe locul 3, doctor Filimon Dan Vlad și așa mai departe. Urmează doctor Mezei, doctor Geravela, Năstase Gigi, Mamula și Ion, fizician, și Răzvan Ungureanu. Nu e vorba de fostul ministru. Așa? Răzvan Ungureanu de la Iași. Deci, Răzvan calitatea Ungureanu, în urma, cum să zic,
evenimentelor de tip concursuri și așa mai departe, noi am fost categorisiți ca și conferențiari universitari ai acestei specialități care este medicina tradițională chineză. Deci de activitate complexă, de întâlniri, de discuții, de congrese, de lucrări, de cooperări între voi specialiștii. Da. Ceea ce iarăși mă întorc la ai mei, se fac și nu prea se fac și la noi asemenea activități și ar trebui altceva, dar mai vedem. Am schimbat. Către Ambasada Republicii Populare Chineze. Mm-hmm. Ce este asta? Să citim ce scrie aici. Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Iași, cea de-a doua universitate ca vechime din România, întemeiată în 1879, prin Clinica de Recuperare Medicală, Medicină Fizică, Balneofizioterapie, Spitalul Clinic Căi Ferate Iași, solicită sprijin din partea ambasadei pentru stabilirea unei relații de colaborare în domeniul medicinii tradiționale chineze pentru a putea dezvolta activități de cercetare științifică și terapeutică la un nivel care să corespundă cerințelor medicale ale secolului 21 și ale Comisiei Medicale de la nivelul Uniunii Europene, Secția Medicină Alternativă. Domeniul de interes este realizarea curriculei universitare de pregătire în domeniul medicinii tradiționale chineze, respectiv acupunctura, pe o durată de la 2 la 3 ani de pregătire. Aceasta se va baza pe experiența milenară a medicinii tradiționale chineze cu respectarea criteriilor medicinii secolului 21, medicină bazată pe certitudini și dovezi științifice și care să poată fi recunoscută în pregătirea postuniversitară din România și la nivelul Uniunii Europene. Menționăm că în demersul nostru suntem sprijiniți de către Societatea Română de Acupunctură, reprezentată de președinte profesor universitar doctor general Constantin Dumitru, bine cunoscut cu inteligența materii, și vicepreședintele acestei societăți, dr. Dan Vlad Filimon. Acum văd legătura, încercam să identific, antetul se vede mai slăbuț, cine a emis această adresă? Spitalul Universitar Căi Ferate Iași? Da, exact. Clinica de Recuperare Medicală. Da. Reprezentat de doctorul Stratulat, Ion Sorin Stratulat. Iar aici președinte, profesor universitar, dr. Gen Constantin, să fie general oare? Păi general, el este medic militar. Medic militar. Da. Am dedus, dar am vrut să fie clar, să întreb. Uh-huh. Am înțeles. Da. Dar el e bine cunoscut, toată lumea cred că îl cunoaște în ziua de azi pe generalul Constantin Dumitru, pentru că e o persoană extrem de prezentă pe foarte multe podcasturi și da, televiziuni. Apropo de această adresă, care a fost răspunsul ambasadei chineze și care a fost... A fost pozitiv răspunsul. Așa. Și chiar am avansat, adică stabiliserăm cu Universitatea de Medicină Tradițională Chineză din Beijing deja ce anume, deci curicula asta la care se face referire aici este vorba de tematica care urma să fie predată teoretic și asistată de aplicații practice a medicinii tradiționale chineze. Noi am vrut, de fapt, să continuăm așa zisele relații cultural-științifice dintre România și China. Pentru că în cadrul acestei forme de organizare, ei și-au trimis aici oameni spre specializare, studiau tot felul de chestii, de exemplu cum a fost președintele din anii 1990. Am uitat cum îl cheamă. Xi Jinping, ceva așa. De genul ăsta. Ah, Jinping, ceva pe acolo. Da. Așa. Așa, și care a introdus o țară, două sisteme, adică să fie și sistem comunist și economie capitalistă. Și iată că la ora actuală China, în baza acestei
forme de reorganizare a activității sociale. E cam departe. Din Republica Populară Chineză, China a ajuns spaima Americii. Da. Pe ceilalți nu-i mai punem la socoteală, cum ar fi, știu eu, Polonia, Germania, Austria, și așa mai departe. Da, sunt mult mai înapoi. Apropo de asta... Deci asta se întâmpla în cadrul societăților schimburilor cultural-științifice. Adică noi am, în ceea ce mă privește pe mine, ca medici, mergeam câte o lună pe an, vreo 2-3 ani la rând, la o clinică din China, ca să deprindem metodele și să înțelegem despre ce e vorba, și ei își făceau doctorii. Asta, asta am vrut să întind eu puțin întrebarea apropo de relațiile concret medicale și din domeniul acupuncturii cu partea chineză, ca să zic așa. Au fost întâlniri, studii comune, deplasări, deci ai fost, da. Ai fost în China la niște studii? Da, așa? Sigur. Păi aici ar trebui să lungim povestea un pic mai mult decât Bălțete și altele. Ceva cu totul special, nu? Cu totul special, dar din punct de vedere științific, sigur că sunt niște lucruri care nu interesează numai, eventual niște cancanuri. Nu, adică cancanuri. Noi vorbeam în camere de hotel unde eram cazați despre ce impresie avem de una și de alta din... de la cursuri, din restaurante și așa mai departe, și dacă cumva ne lipsea ceva, a doua zi ne pomeneam că situația era imediat corijată, apărea ce ziceam noi că ne lipsește, sau mâncam ceva ce ni se părea că ar trebui. Poftim? Vă ghiceau gândurile. Ne ghiceau gândurile, sigur, aveam niște urechi foarte performante. Da, da, da. Bine, evident, nu neapărat cancanuri, dar pur și simplu impresii dintr-o altă țară și nu orice țară, și țara acupuncturii, bineînțeles. George, ca să spun ce m-a uluit, este cum arăta China în speță Beijing-ul și, mă rog, drumurile până la Marele Zid și pe unde am mai fost noi, din anii care precedau 1990. Da. Deci 80 și... Deci când ai fost ultima dată în China? Ultima dată, ca să facem... ultima dată cu vreo 2-3 ani. Ah, deci ai, da, și toată evoluția. Și vreau, da, vreau să spun că am revenit în China după evenimentele anilor 89-90 prin 2012-2014, cam așa. Eram în calitate de consilier științific a unei companii care importă produse produse farmaceutice din China. Așa. Am fost uluit. Dacă în anii precedenți se vedea clar în ce situație dificilă trăiau chinezii, că mâncau cu adevărat un pumn de orez fiert pe zi și așa mai departe, în anii ăștia vreau să spun că nu-ți vine să crezi ce este în Beijing, ca și clădire, adică nu le vezi vârful. Da. Practic, te tot uiți, dom'le, cât mai și la un moment dat aveți în sfârșit. Deci s-a terminat. În ce hoteluri am dormit după 90? La etajul 2, 20, 30, ceva chestii de astea. Când mi-aduc aminte că mă uitam pe un geam al camerei în care eram cazat și vis-a-vis se construia un bloc nou, și dimineața m-am uitat la ce nivel îmi erau, vedeai cum crește. Și după amiază am rămas uluit la ce înălțime ajunsese. Am înțeles că astfel de blocuri se toarnă folosind niște cofraje speciale, mobile, care se tot ridică și le se tot... Se ridică singur. Se tot ridică cu niște macarale. Evident, și... evident. Da. Și chinezii au expresii că au încredere în ei, că sunt stăpâni pe situație și așa mai departe. Dar au niște laboratoare extraordinare. Mi-aduc aminte că
unul dintre produsele pe care le importă firma respectivă, Edenline, se numește, este Cordyceps, Cordyceps sinensis. Este un produs extras dintr-o vietate care crește undeva în Tibet și are niște efecte extraordinare. Extraordinare pentru că pare a funcționa ca un panaceu universal, adică da, tratează orice. Din ce cauză? Datorită faptului că are rezultate extraordinare cam în orice boală, în aparatul respirator, începând cu astmă bronșic la copii și terminând cu bronșita cronică obstructivă la bătrâni, în ginecologie, în cardiologie. Sunt o sumedenie de lucruri care sunt surprinzător de eficiente. Am fost impresionat că mai ales acum, după 90, când am revenit în China și m-am reîntâlnit cu medicii chinezi, care, dintre care unii veniseră în 1980 la Piatra Neamț, în număr de 12 medici din Beijing, ce disponibilitate au manifestat. Sigur, era și un fel de recunoștință a faptului că îi găzduisem și așa mai departe, că am reușit cu cei de la fabrica de ciment de la Bicaz să le oferim cazare în hotelul Ceahlău. Sunt și gentilețuri în orice relație, evident. Da, sigur că da. Și m-au dus și mi-au arătat farmacii în care se vând produsele specifice farmacopeei chinezești tradiționale. De la piei de șarpe și carapace de broască țestoasă și până la plante de o raritate extraordinară, pentru care se plătesc sume de 2-3 ori mai mult decât un gram de aur, gramul de substanță. Cam aici a ajuns China și am sigur că deja, în măsura în care este auditoriu curios, pot fi dezvoltate și alte aspecte a experienței pe care am deschis un subiect, am deschis un subiect care la fel are nevoie de o emisiune întreagă. Eu văd China la televizor și pe internet și sunt uimit de orașele lor, de clădirile alea, de nu le vezi capătul, de autostrăzi de sute de kilometri peste mare și tot felul de alte chestii. Uh-huh. Și mă întreb să nu transformăm emisiunea noastră în dramă, păi eu da, cel nu, puțin. De ce ei da și noi nu? Păi e dramă deja, da, deduc eu aici și mai aduc în discuție și te întreb ca o gentilețe, ca o figură de stil, ca o simplă vorbă între prieteni. Dacă tot emisiunea asta a mea se numește ședință de judecată, pe cine judecăm noi? De exemplu, în tema aceasta, ultima pe care am tratat-o, că trebuie să încheiem emisiunea. Noi trebuie să judecăm pe toată lumea, începând chiar cu noi. Exact. Dar lumea înseamnă tot felul de categorii umane. Și atunci, sigur că trebuie să facem laudațiu pentru cine merită și să scoatem în evidență erorile și reaua credință de care au dat și dau ocazia alții. Aș vrea să reluăm, sigur vom relua mai devreme sau mai târziu, că înțeleg că ești în deplasare într-un viitor apropiat, să reluăm aceste discuții și să judecăm la modul cel mai serios tot felul de situații, pentru că am avut în tine întotdeauna judecătorul potrivit, dacă îmi permiteți, și cu asta vreau să încheiem emisiunea, pentru că timpul este așa cum este, limitat. Mulțumesc frumos postului care ne-a găzduit, telespectatorilor care ne urmăresc și invitatului meu cu totul special. La revedere! Cu toată simpatia, la revedere!